etiqueta da Netso Mondialu. Avola, auziți aici. Dacă la șef la cuțit eu n-am fost la televizor, dat, Nelson vă prepară astăzi o ce? Scoatem afară exponatul. Așa, îl scuturăm să aibă scuturamente în el. Ducem și asta ca să nu facem apă pentru prezentare. Să vi-l arăt. Un totoș. Uitați-l totoșul. Totoșul, după cum vedeți, e de casă. Galben. Uitați-l aici. De la boierul, tinul rus care are magazin de desfacere lactate și brânzeturi unde? În piața Ior Meșter, vânzătoare principală, doamna frumoasă Adina Rus. Cocoșii îi vedeți. Mulți la tocană le place de pui sau de găină. De ce? Carnea e mai mole. La pui sau la găină. La cocoș, pietata l-am limpăzit, că e mai sprintenat. Totoșul, la ceaun, după cum vedeți, la totoș carnea e mai tare. De aceea, limita lui de fierbere va fi mai mare. Ei, prietenilor, nu o să fac tocana asta de găină așa oricum, o să o fac exact ca în vremurile când mama tină, socăcița, făcea tocană de cocoș sau de găină, dar de cocoș, la tata îi plăcea de cocoș, când făcea tocana cu mămăligă, tocană rumungurească. Rumungurească, adevărată. Vă întrebați unii rumungurească ce-i? Adică un fel de țigan unguresc. Nu-i caștalău, că caștalăii nu știe țigănește. Cum îți eu, mulți mi-ar spune că sunt caștalău. Înțelegi de o țigan de mătasă, alu să ne înțelegem, ne mondialul bandit. Ca să nu vă iau vizibilitatea. Luminile funcționează. Vizibilitatea pe desfacere, Nelson vă arată cum îl descompune, îl dezmembrează aripi. E tata, deci mă duc direct pe ceangă. Mă duc, ia uitați-o, direct pe ceangă mă duc. Înțelegeți? Și gata, zvâr. I-am tăiat tendonul. I-am tăiat tendonul. Ia uite-o. Cocoșul e curățat. L-o pregătit o conașa. I-o tăia vârfurile, l-o curățat de pedicură, pedicură, părțile de păroasă. Băi, prietenilor, până fac mâncarea, am vrut să fac live, dar am zis că sunteți în weekend pentru că astăzi e sâmbătă. E sâmbătă, ziua când, cum o cheamă pe asta, ca să iasă în evidență, tatoiul. O ieșit la televizor și a zis că a fost tâlhărită. Înțelegi? O zis că a fost, la o, tâl, o, fost o, tâl, o fost tâlhărită. Deci uitați cum îl tai. Exact. Vă spun ceva. Dacă tu astăzi ești tâlhărit, și în 2 ore, următoarele 2 ore, ești pe Post TV să dai explicații din întâmplare și ești calm, râzător, cum să zic, nu disperată. Voi ce ziceți, să o las pulpa asta întreagă sau să o iau în jumătățire? O înjumătățesc. Înseamnă că a fost
manevră pusă la cale. Pentru că o persoană care nu a avut incursiuni cu lumea de jos, cum ar veni la ei, adică cu infractori cu din ăștia, nu trecut prin din ăstea, ăla rămâne cu sechele, mai ales dacă e femeie, cel puțin câteva zile. Înțelegi? Dar parașuta bătrână, asta e viața, n-ai ce să-i faci. Mergem înainte cu mangleala. Eu v-am spus că e greu pentru unii oameni. E foarte greu din cauza sărăciei, din cauza crizei, din cauza a tot ce se abate pe clasa de jos muncitoare. Cum ar veni, de ei suntem considerați pleava societății, sclavi. Înțelegeți? Sclavi. Și atunci, omul, cum e învățat, cionc roșu, nu alb, carne roșie, omul cum e învățat, înțelegi, ceva asemănător cu speranța. Își pune speranța în tot ce zboară, ei crede că să și mănâncă. Greu! Greu! Prietenilor, foarte greu să crezi așa ceva. Curu, eu țu minte când eram nici, curu și creasta de cocoș, dar curăța curu. Îl mânca tata. Și am luat într-un timp și obiceiul lui, dar nu mai. Ăsta nici nu știu să-l las întreg așa. Nu. Îl defăimez. Astăzi e și ziua lui prietenul meu, Remus de la Bistrița, la care îi urez la mulți ani frumoși, forță să aibă până la dâns bătrâneață și dragoste în familie. Remus de la Bistrița. Bun, Marcel Boboc, la fel. Te pupă tata și succes în ceea ce faci. Și ziua lui Marcel Boboc. Băi, oameni, ăsta normal să tăie cu forfecă, ăsta are ce ochi, mă, cavaș, Dumnezeu, ca la porci. Am noroc că am cuțite care taie bine. Mi le-au trimis becarii de pe Germania, acum ani, mulți. Te salut, becarii. Deci, domnilor, toată lumea, eu când v-am spus vouă, voi nu ați vrut să mă credeți și încă nu mă credeți. Deci, bogatul se va îmbogăți și săracul va sărăci. De ce? Pentru că bogatul se îmbogățește pe spatele săracului. Și merge mână-mână unul cu altul. De sus până jos. Pentru că aia de sus nu poate să tragă roghile, înțelegi, dacă nu are săgeți. Televiziunile, acești mici întreprinzători de mini-marketuri, supermarketuri, care trebuie verificate de cei de la, știu eu, ONT-ul îi verifică pe ea, nu mai avem ONT. Înțelegeți? Care primește șpaga, ați văzut la televizor. Unde i-a luat reporterul din ăsta ascuns, cu camera ascunsă. Da, domnule, vine la noi în control, le dăm 200-300 de lei, închide ochii și noi, atunci când omori copilul ăla de la, cum îi zice, de la ceanura aia, mâncarea aia urâtă, înțelegeți? Carnea turcească, împlechită, băgată în lipie și... E bună, dacă o iei chiar de la
turci care vezi că are toate documentele puse pe ăsta, nu acum îi zice, pe intrare, vezi că e curățenie, intri înăuntru, înțelegi? Nu. Și unde e carne de oaie, de vită, carne de curcan, carne de pui, așa ceva n-ai văzut, mă. Pe, și toate sosurile alea, eu vă indic, vă luați din ăla fără sosuri. Maioneza aia e făcută, amintiți-vă de ăla de la sora care și-o bălângăia în maioneză. Înțelegeți? Ți-ai pus castraveți, ceapă, castraveți, ceapă și cam atât, și varză. Carne. Carne și fără cartofi. S-o umple cu cartofi. În fine, deci voi oameni, carnea e gata pregătită, tăiem ceapa. Cel puțin 6 ceape, minim 6 ceape. Eu așa pun la cotană. Înțelegeți? 6 ceape, ceapa tăiată nu subțire, subțire, mai mărișoară. După cum vedeți, Nelson, chietata ta e ceapa. Și, mai oameni, mă, deci ăia, ca de la pace cu ăștia, l-am și uite, ia și ia, uite, ieri o lăsat un băiat de la satul mare, un clip video cu mesaj, băi, oameni, bă, păi aici, ca să merg la zilele orașului, ieși cu copiii, te costă cel puțin 500 de lei. Să mănânci un grătar, să bei o bere, să mai vrea copilul un cârtăș, mai vrea una alta, un pește, înțelegeți? Și atunci, normal să fie scumpe prețurile. Că ăștia de la televiziune trage signale. Nu a plouat, a fost secetă. Nu a plouat, a fost secetă. Oamenii o să-și vândă, deja ei trage signale dinainte să nu fie probleme. Oamenii o să-și vândă mai scump brânza, laptele, roșiile, castraveți, tot ce-i pe piață, inclusiv carnea. Înțelegi? Seceta cine o provocă? Tot ei. Ați văzut la ăla în grădină ce rachetă anti-grindină. Tot ei o provocă, mă. De ce? Ca să distrugă, înțelegi, piața. Să distrugă piața. Și atunci ăștia care vinde mai scump, obligat, forțat, plătește mai scump la stat. Înțelegeți? Și uite așa, ne nenorocim. Văzând cu ochii și lumea închide ochii și se mulțumește că pleacă în străinătate, câștigă un salariu de 1500, 1700, 2000, știu eu cât câștigă, înțelegi? Și zicea, păi pe mine nu mă interesează, că eu am de unde să plătesc. E, și eu zic așa. Dar acum, să vă spun eu care-i problema. Nu sunt bandit, mă. Cum credeți voi? Chie tata ta e ceapă, chie. Să vă spun eu care-i problema. Nu trebuie să luăm în calcul așa. Deloc. Am tăiat-o și aia, am tăiat-o. Nu trebuie să luăm, măi, oamenii în calcul așa, mă. Nu trebuie să ne luăm după tăi proști. Este unul Niculescu sau nu-l fac prost. Că omul pe Facebook, omul e stilist. Nu-i mare lucru să fii stilist. Faci o școală de frizeri, cât costă? Cât costă o școală de frizeri? Un din ăsta, de 6 luni sau cât e. Și deja tu ești stilist. Improvizez de la tine niște chestii care eu le-am făcut pe timpul Ceaușescu, i-am întrebat lumea, pe timpul Ceaușescu, eu am fost întotdeauna ieșit în evidență, atât în îmbrăcăminte, fashion, chetata fashion, cât și în tunsură look. Alo! Deci eu le-am avut. Numai că nu am putut să mă desfășor din cauza mandatelor penale. Înțelegeți? Soarta omului. N-ai cum să o schimbi. Și atunci, nu poți tu să vii tu, măi Niculescule, mă, nu poți tu să vii tu să zici că ești mentorul României care dai lecții, tu ești nu știu cum scrie, că ai, adevărul că ai vocabular, în fine,
Eu nu sunt dezvoltat în vocabular, dar vocabularul care l-am eu mai popular îl înțelege și găinile de pe stradă și câinii. Înțelegi? Ca să nu mai zicem că s-a inventat încă un cuvânt, pilon, pilonul de pensii. În fine. Deci, bă, băiatule, tu am văzut că, deci eu nu mă luam de tine, că eu nu mă iau de ăștia, mă. N-am, eu nu mă deranjează, nu-i deranjez. Deci pe mine nu mă deranjez, nu te deranjez. Mai deranjat, îți plângi în pumn. Înțelegi? Mai deranjat, îți plângi în pumn. Să revenim. Deci eu am primit pe Facebook, de la un prieten, un clip. O să-ți dăm să te rog, ascultă-l și zice, tu ești în măsură să-ți dai cu părerea și dacă e nevoie, să-i dai peste nas la nerușinatul ăsta. Nu i-am răspuns la respectivul, dar fiind disponibil de timp, i-am verificat pagina la băiatul care mi-a trimis clipul, nu-i dau numele, i-am verificat pagina, deci de ce nu-i dau numele? Deși pe mine astea mă sictirește. Te rog frumos să nu zici în clip că eu ți-am dat ăsta. Înțelegi? Deci cum ar veni? Portă frică. A ajuns românii, suntem democrație și porți frică. Să nu dai numele meu. M-am uitat la pagina lui. Am văzut că are o pagină dezvoltată nu în capacitatea prietenilor. O pagină dezvoltată în postări, în poze, în ăla și mi-am dat seama că e un om cult, citit, deștept. Și m-am uitat pe pagina lui băiatul ăsta, la Niculescu. Păi, prietenilor, după cum vedeți, totul e pregătit. Țineți minte, eu nu mă apuc să vă scriu cum ce are și de la Liana. Îmi scrie în rețeta. Nu, domnule, uite-te și stai și vezi. Liana zice cât pune, ce pune și aia îi. Înțelegi? Că nu poți să dai o rețetă să pune două linguri de zahăr dacă ți-e îți place mai dulce sau tu ești cu diabetul. Nu poți să pui două poprici, Liana pune două poprici usturoie și tu ai hemoroiz la curs și ce faci? Înțelegi? Deci pui rețeta după cum vezi acolo și spui tu, poate tu nu poți să pui făină în mâncare pentru că ai dizolvamente duodenale. Și atunci, înțelegeți, îi dăm drumul la foc. Eu asta cu rețeta nu înțeleg niciodată, să faci copie la Indigo același fel de mâncare. Ca să faci copie la Indigo trebuie să fii un mare bucătar. Un mare bucătar și, bun, spălăm gogoșarul. Ăla l-am pus să încălzească. Două secunde, că revine tata. Îl scot afară. Așa. Spălăm pătrunjelul. Mamă, ce pătrunjel să moară mama. Deci fiți atenți ce pătrunjel, băi oameni, măi, fiți atenți, Lobo, tu n-ai văzut ce pătrunjel ți-o dat aia, cotore, mă, cotore, numai mă mâncava și Dumnezeu. Liana, uite ce pătrunjel au, nii Liana, că mă duc, nii tu, hai vezi că fire, futule rasa și nația în gură, nii tu. Dă-le în chemniță să le mânce cu magazinile lor de ordinari împuțâți. Ar trebui să fac și eu ca băiatul ăla de la Piteso Ploiești care o mărs și le-o dat cu carnea peste gură. Înțelegeți? Uitați, băi, ce pătrun... Bă, oameni, mă, uitați că nu vorbesc, bă. Uitați, nii, trei fire aici și restul scotore, mă, nii, mă. Cotor, nii, mă, cotor, cotor, numai cotore, mă, nii, mă, cotor, nii, mă. Pe are voi un pătrunjel să fie așa? Ați văzut ce zic eu? Să fură tăt, măi. Să trage de pe om. Să trage de pe om, tă-tă-tă. Bă, dacă poate să-l prostească și omul e gușter, asta e. Punem ulei.
Așa. Dăm focul mai încet. Carnea e spălată. Carnea prătinilor, de găină, de cocoș, când faci tocană, de porc, de miel, de oaie, niciodată nu se storce sau se curăță. Uite așa mea cum o iei de acolo, cu apă, o pui. Să-i dai o crustă bună. Înțelegi? Ia uitați-o. Să-i dai o crustă bună. Să ștergem pe mâini. Plecă pătrunjei ăștia până ce să fierbe tocana, până ce să face tocana, îi sădesc să crească. Îi sădesc să crească. Deci, măi, prătinilor, unde am rămas globul? L-a prăjit carnea? Nu tu, la subiectul important. Nu s-a atenț, nu s-a atenț. Așa. Ia uitați-o. Ce faină e. Vedeți? Și acum mai dăm un pic focul mai tare. Îi dăm focul mai tare și continuăm. Deci noi prietenilor. Și atunci. Băiatul ăsta Niculescu. M-am gândit, tata. Băiatul ăsta Niculescu, care are... M-am uitat pe pagina lui de Facebook și am văzut, bă... Băiat simpatic, poze făcute la Photoshop, înțelegi? Pensat ca femeile, mai câte un din ăsta vizual ca homosexualii, de bărbierit, e bărbierit că e de meserie. Îi văd pagina, îi văd clipuri care au vizualizări de milioane, văd că are foarte mulți pretendenți, sau știu eu cum să zice, din ăștia, un fel. Deci eu l-am catalogat, după ce am ascultat clipul, primul clip, de 15 minute, am avut răbdare să ascult prostii 15 minute, l-am catalogat un fel de Ghibolaru al României. Iar cei prezenți la culturile lui sunt un fel de fanatici spirală, înțelegeți? Fanatici. Oris blegi de tot, ori-s oameni care, într-adevăr, roborul i-o distrus și atunci, măi oameni, hai ca să vă spun ceva să mă credeți. Măi, eu vă spun ceva ca să mă credeți, mă. Eu vă dau nu numai pilde, eu vă dau și creativități originale. Voi vedeți că te doare, mă, steaua de nu mai poți. Și nu ai o aspirină și un agolcamin. Mai nu ai, te... S-auzi. Poate noaptea târzut. Taxi, vă rog să-mi faceți un din ăsta. Vă aduc să-mi aduceți-o de la farmacie. Un agolcamin, o aspirină. S-auzi, mă, te sună, mă, sunt jos. Ioi că mi-o vin. Băi, deja numai la gândul că ai medicamentul, nu te mai dore, mă. Înțelegi? Numai la gândul. Băi, vă dați seama ce înseamnă asta. A? Voi vă dați seama ce înseamnă asta, frijete. Voi vă dați seama. Că... Și cazuri din astea sunt multe. Cazuri din astea sunt multe. Înțelegi?
De exemplu, un om disperat. Ai, că mâine vine să-mi taie gazul. Bă, nu numai că ți-l taie, trebuie să-l deschizi, plătești deschidere. Ai, că mâine vine să-mi taie gazul și n-am de unde să cer bani și n-am bani. Și sun. Înțelegi? Și dintre toți care îi sun, este unul care zice: băi, Nelson, auzi, am disponibil ceva bani, zice, să vorbesc și cu nevasta și te sun cam în 2 ore. Și ale 2 ore stai tensionat. Oare ce zice nevastă sa? Că mai nou la unii comandă femeile în casă. Oare ce zice nevastă sa? Îmi dă? Îi dă să-mi dea ei sau nu? Înțelegi? De ei ai frecat nevasta. Îți dă dublu. De ei te-ai comportat urât cu nevastă sa. Nu primești nimic. Nu primești nimic. Băi, oameni, mă ascultați, măi. Că un prieten adevărat nu o să zică niciodată stai să o întrebi pe nevastă. Niciodată în viață. Înțelegeți? La mine nu au fost cazuri din astea. Mai au fost, dar eu o întreb pe Liana, așa să, chiar numai să nu zică e că îmi fac eu de cap singur cum vreau eu. Da? Liana știe că dacă zice nu, iese scandal. Nervi. Înțelegeți? Și, măi, prietenilor, numai că zice să vedem în 2 ore, tu ești tensionat cu gândul acolo. Aștept să treacă le 2 ore. Te uiți la ceas. Înțelegi? Să-l sun când mai sunt 15 minute sau să nu-l sun. Bă, eu vă spun adevărul. Și când te sună, în proporție de 90% mâine îți dau, mă, te mai și liniștești, dar te și perpelește. Deci, măi, oameni, eu v-am dat 2 cazuri care să înțelegeți când o așa bine zisă, nu bine facere, deci urmează să țâsă ăsta, îți trec durerile, înțelegeți voi că n-am vocabular, mai oameni, așa de stilat, înțelegeți? Dar eu v-am mai spus, eu, la vârsta mea, pe care îi fac 55 de ani acum, în iulie, eu sunt foarte bucuros, eu sunt foarte, foarte bucuros și foarte mulțumit că am atâta tineret. Băi, în ziua de astăzi, eu vă spun sincer, ca un copil de la 5 ani, că primesc clipuri cu copii de 2 ani, mă joacă pe melodiile mele și zice, chie tata, nețo mondialul. Până la vârste mari, da, eu implic tineretul. Să mă asculte tineretul și să mă iubească e un lucru foarte mare. Dovadă! Uitați ce clipuri fac eu, clipuri într-adevăratul sens al cuvântului, de viața de zi cu zi și de înțelepciune. Și uitați ce clipuri face Lobo, Caterin Căștouri din ele, înțeles, și mă depășește. Eu fac clip și am 20.000 de vizualizări și Lobo îl face de păzut pe alta, 30, 50, 60, 70, urcă 100. De ajut în sus, nu mai zic. Deci eu dacă eram tânăr, mă, cel puțin un 35 de ani, Doamne feri, dar ținând și luând în considerant și în potențialul meu, știu că sunt, nu printre, sunt cel mai bun de pe paginile de socializare, atât Facebook cât și YouTube, care se ocupă cu chestiile astea. Înțelegeți? Și atunci, cum am zis, Niculescu ăsta, am zis, nu vreau să ăsta, decât îmi spun părerea mea, fără să-l bruiez. Niculescu ăsta pentru mine e un fel de dibolaru. Iar oamenii care am citit, am din pagină de la mine care foarte mulți au zis, da, ai dreptate, băi omule, ce bine vorbești, băi. Oamenii ăia nu știe să calculeze mai departe.
Măi, cine o zis vorba asta? Eu v-am spus. Dacă voi ați fi deștept să luați clipurile mele vechi, au titluri destrăbălate. Nu-ți dai seama după titlul ce vorbesc în clip. V-ați dat seama de când am spus eu treaba asta. Un om, ca să-ți deie povață și învățătură, doar ăla poate să-ți o deie, care-i trecut de o vârstă frumoasă, care are o familie și care a trecut și prin bune și prin rele. Nu un guguștuc din ăsta, mă, de 30 de ani, mă, care n-are familie, mă. Familie cum? Ați văzut Petrica Cercel? Familie fericită. A? Deci, familie îi atunci când ai nevastă, când ai copii, să te bucuri de ei. Să auzi în casă, mamă, tată, să te bucuri. Să crească copilul mare, să te cerți. Nu să te cerți. Înțelegeți cum a zis voi, băi, nu știu ce. Să... Deci sunt tactici de învățătură. Dacă nu merge cu vorbă frumoasă și cu din ele, merge cu altcumva. Dar fără la bu-bu-bu. Înțelegeți? Și atunci, băiatul ăsta care zice, băi, alo, vedeți că eu la 21 de ani, eu am fost în America pe vapor și trebuia să fiu ca prizonierul, să umblu, să alerg, să fac, n-aveam timp de somn, mă barbeream numai cu apă, dădeam și bam, 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 mă. Auzi aici, la 21 de ani, minus, hai să punem, 32, îți 11 ani, mă. Păi mă, vedeți, băi, alu, vezi că mașinile electrice îs cam de vreo 50 de ani. Băi, alu, mă, păi ne spui tu baliverne, mă. Mă, ne spui tu baliverne, mă. Că tu te barberei pe așa, pe ce, tu ce ai fost acolo? Ai fost, ce ai fost, băi, vaporeanule? Ce ai fost tu acolo pe vapor? Spălător de și orice ai fost acolo, că acolo nu merge oricine. Orice ai fost acolo, ai avut condiții, mă. Mă, ai avut condiții să-ți pară bine că ai fost și că norocul ți-o surâs. Înțelegi? Păi, măi, oameni, cum puteți voi să apreciați și să luați în considerare o persoană care zice România are 440.000 de pleava societății? 440.000 de tineri care... nu le place munca. Eu vă întreb pe voi acum ceva. Măi, oameni din Europa, bărbați, femei, de ce plecați dincolo la muncă? Ha? Păi, și vă lăsați copiii acasă. De ce nu stați cu copiii, că și acasă? Merg cu ziua la lucru și îți faci bani de mâncare de poză pe alta. De ce plecați? Plecați ca să strângeți, să adunați pentru copiii voștri. Păi și dacă tu ai posibilitatea să strângi și să aduni, de ce să-ți bași copilul tău la 17-18 ani la muncă, la 20 de ani de la muncă, când tu poți să-i dai bani să-și facă o școală? A? Să iasă ceva? Când tu poți să-i dai bani ca el să nu margă să-și facă singur bani prin anumite, depinde de anturaje, să te trezești cu el la cușcărie. Ai că nu i-am dat la copilul meu 50 de lei să margă și el la club, 50 de lei, Iorgu, înțelegi? Păi bă, ăstea, măi, ghibolarule, că nu-ți mai spun Niculescu, tu trebuia să mergi, fain frumos, în parlament și în guvern, în fața parlamentului și predica asta s-o ții la cei ce-au furat țara, mă, din 90 încoace, care au început prima dată o distrus pe mineri, i-o distrus, ei i-o distrus pe mineri ca zăcămintile să le scoată alte țări. După ce au distrus fabricile, uzinile și uite așa, o împins
ciurda, ghioi, ghevaci, turma, ghioi, ghevaci, ciurda, cum vreți voi, o împins-o spre Europa. O distrus familii, o nenorocit familii. Din căsătoriți i-au făcut divorțați. Din om de 30 de ani în puteri l-au făcut decedat pe autostrăzi. Din copil cu minte de casă l-au făcut un drogangiu și un pușcăriaș. Din fată care urma să-și facă o școală și o rea, a ajuns o prostituată. Și atunci, băi, tu dai lecții, mă. Mă, tu ai vârsta să poți să dai lecții. Mă, tu ai o familie să poți să dai lecții la o familie. Tu ai dus greutățile familiei pe spate vreodată în viață. Tu ai știut ce înseamnă aia copilul tău când merge la școală să fie măcar în rândul cu ceilalți copii care părinților sunt mai tari. Lucrurile au salarii, sunt doctori, sunt ingineri, au salarii. Ha? De unde să le știi tu asta, mă? Mă, care tu ai spus că când va veni momentul să ai copil, o să-i cumpere o ciocolată numai dacă o merită. Cum să-i cumperi, mă, ciocolată aia dacă ea 10? Numai... Băi, vezi că numai să-ți dau ciocolată dacă ei nota 10? Atunci, ca să-i cumperi un ghiozdan, un training sport, o știu eu ce trebuie să facă copilul ăla, să te spele la cur? Ha? Vai șamar de capul tău și de ăia care îți dă dreptate. Vai șamar de capul tău, pe tu dai, mă, tu ești mentorul sau... Lobo! Dorme copilul că e bolnav cu urechea. Dorme copilul, uite, eu astăzi am fost și mi-am băgat televizorul Amanet în 5.500.000. Am mai mult de-am cerut 2.500.000 de la cineva și încă două, nu, încă trei de la altă. Ca să plătesc la muncitori 10.000.000 restanța, cuvnit pe capul meu, și să-i cumpăr la copilul medicamente. Cocoșul l-am primit gratis de la tinul rus, te pup, și am cumpărat zarzavaturi, că eu nu mă uitam la cocoș, mâncam cașeia, carne crudă. Înțelegeți? Astea-s greutățile. Și astea greutăți care mi le-am făcut eu, le-am tot din cauza prietenului meu. Nu-i dau nume, că asta e viața. Înțelegi? Băi, oameni, după cum vedeți, carnea s-a adunat de pe os. Ia uitați-o. S-a adunat de pe os, ceea ce înseamnă că e pătrunsă. Ca să o lăsat prea multă apă, băi, voi faceți la fel ca mine. Că o lăsat prea multă apă și să-i dăm prejala necesar, ioi, de scăpam pe ăla, spărgeam aia. Punem softul ăsta aici. Age! Vai, ce miros bun are! Punem zoftul acolo, normal asta trebuia să o fac într-un labuș din ăla corturăresc. Ia șenia, să și e închinsă. Înțelegi? N-am labuș așa mare și după ce am pus în ceaul. Înțelegi? N-am labuș așa mare. Uleiul se va ridica la suprafață, să nu credeți că mânc așa uleios. Se va ridica la suprafață. Mai punem un pic de ulei. Uleiul se va ridica la suprafață, care, atunci când e cald, pui pâinea pe o lespede din aia, uite pe una din asta, și o lași așenea deasupra la ulei. Și pâinea trage uleiul. Bang, o întorci și pe altă parte și pâinea trage uleiul. Pe vremuri mâncam până se făcea tocană așa, pâine în zoftul ăla de ulei. Țiganii știe. Înțelegeți? Deci, mai prietenilor, dacă tu aplici, deci un om dintr-un discurs, poți să-ți dai seama de viața lui care a avut-o în copilărie. Și atunci dacă tu zici, eu când o să am copil, dacă nu fac așa, îl fac așa, dacă nu fac așa, îl fac... Trebuie să-ți dai seama 100 la milion că a avut și el o copilărie foarte urâtă. Părinții lui au fost niște javre. Înțelegi? Și eu am fost bătut. Că am făcut multe rele.
Dar cum vine vorba aia? Unde două părinte crește. Înțelegeți? Iliana spală baia. Unde două părinte crește. Înțelegeți? Nu nici așa să te rupă, să te ăla. Dar atunci așa erau vremurile. Atunci așa erau vremurile, băi. N-ai ce să faci. Atunci vremurile erau că ți era frică să pronunți cuvântul lui Dumnezeu. Deci atunci n-aveai curaj să te blestem așa să dai Dumnezeu să... Bă, alo, pa minciună. Nu, te cutremura. Deci lumea era mai, cum să zic, creștină, mai creștină. Deci, când tu a pus să zici că dacă o să ai un copil, numai dacă o să merite, o să-i cumperi una și alta, înseamnă că pentru mine ai avut o viață, mare lucru dacă n-ai fost și, nu știu, eu numai zic mare lucru dacă n-ai fost și agravat, melestit, sexual. Ei, lasă-ne bă, că am mai văzut din ăștia, pârțari bulani din ăștia, care au avut o sortă așa și când au crescut mare, au prins nu știu ce, că așa au dat norocul, ProTV-ul, susținere și de alea, și e băiat, e băiat cu fustiță, înțelegeți? Deci, practicilor. O mai spun și o spun încă o dată. Când urmăriți asemenea persoane, înainte, chiar și la mine, de a da un coment urât, înainte de a vă da cu părerea, indiferent bună sau rea, te rog foarte frumos, ascultă partea aia care te-a interesat de 10 ori, dacă nu, chiar ascultă clipul. Că v-am mai spus în mai multe clipuri. La școală, dacă citești o singură dată, n-ai să înveți niciodată lecția. Trebuie să o citești de cel puțin de 10 ori cu gura deschisă. A plecat Lizuca în pădure cu cățelul. Cum îl chema pe cățel? Nu știți niciunul. Număr până la 5 și nu există răspuns. Vă spun eu. Patrocle. Ham, ham, ham. E tata! Înțelegeți? Ascultați întâi și apoi dați-vă cu părerea. Că eu v-am spus de atâtea ori. Și vă repet. Voi trebuie... Bine, că nu mă refer la toată lumea. La aia care vorbește aiurea. Voi trebuie să înțelegeți și să credeți că sunt foarte deștept, foarte șmecher și am trecut. Toate astea le-am învățat numai din belele și năcazuri. Înțelegeți? Și de la oameni deștepți. Și de la oameni deștepți. Turnăm ceapa! Să nu-mi comentați careva la mâncare aiurea. Turnăm ceapa. Mami, unde-i sarea și tiperul? Îi dăm la amestec. Liana ia sare din aia fină, am nu știu, oricare grijă de organismul meu. Oricare grijă de organismul meu. Nu-mi face mâncare sărată, tipărată, prea dulce, prea din ăla, dar eu pun. Înțelegi? Eu când mă prind la ăsta, eu pun. Pentru că mâncarea cea mai originală e sare, piper și boia. Pe lângă alte verghețuri sau știu eu. Înțelegeți? Uitați cât piper și câtă sare am pus. Să știți că la câtă tocană iasă, nu-i nenorocire mare. Deci voi, prietenilor, trecem din nou. Să amestec un pic. Ceapa o să lasă și eu un pic de apă. Absorbe uleiul.
O lăsăm și pe ceapă să se frică un pic. Deci noi, prietenilor, la mine, ca să învățați chestiile astea, trebuie să dați ascultare. Înțelegeți? Eu de manglitor din ăștia, săgeți aruncate de guvern, de parlament, de Camera Deputaților, de televiziuni, că nu aia din guvern zice, bă, vine aici și fă clipul, nu, aia din guvern își trimite prima săgeată, băi, ia vezi Pro TV-ul, are pe cineva care să îmbuneze lumea, să o prostească, să ăsta. Ăla pleacă, vorbește cu Pro TV-ul, sau eu vorbesc cu Pro TV-ul în cazul ăsta, sau cu Canal D, sau cu Antene, sau cu ăstea, înțelegi? Da, dule, este. Cine? Nelson Mondial? Nu, nu, ăla-i împotrivă! Ăla-i împotrivă! Da! Este Niculescu, este Tatoiu, este... Sunt destui. Înțelegi? Și... Iui. Era să ptice jos balconul. Și zice, ia... Inițiază-l. Ia inițiază-l. Eu când nu vreau să fac ceva, când o trebuie să fiu inițiat, eu o făceam pe prostul. De zicea aia respectivă, eu cu ăsta nu mă pot înțelege. Ăsta e prost de numai, ăsta numai la el în casă e deștept. Înțelegeți? Eu nu ziceam, nu vreau sau nu fac. Da, cum să nu? Și când intram pe felie să ăsta, să acționez, o dădeam în altele. Pune pe cască. Bă, Nelson! Băi! Nimic! Înțelegi? Și atunci, cum e ăsta? Ați văzut! Sponsorizați de anumite televiziuni. Bă, noi îți facem reclamă la Higher Steel, tu arde aici. Păi oameni, voi nu vedeți? Pe posturile de televiziune, spune așa, nu mânca conserva, nu mânca parizelul ăla, nu mânca aia, nu mânca aia și nimă. În magazine de vânzare. Păi cum se poate așa ceva? Vă place acum culoarea la tocană? Vă place culoarea la tocană? A? Normal că vă place. Acum punem asta, zoftul de aici. Așa. Îl scuturăm un pic prin rotire să se așeze. Ia uite ce frumos se așeze. Să se așeze. Dăm drumul la apă caldă. Am uitat poprica, gogoșarul. Aoleu, m-ați luat cu vorba. M-ați luat cu vorba. Băi, oameni, deci, pe toate căile să încearcă să ducă lumea în eroare, să-i prostească și să-i facă sclav. Sclav, măi! Sclav! Și oamenii, mă, nu-și dă seama, mă. Mă, oamenii, nu-și dă seama, mă. Mă, oamenii, nu-și dă seama, mă, de ce se întâmplă, mă. Le fură, nu-și dă seama, pentru că îți bolânzâți de cap cu uroborul. Îți bolânzâți de cap cu uroborul. Înțelegeți? Cu năcazurile. Cu năcazurile. După ce că mai ai năcaz în familie, cu greutățile pe cap, după ce că ăsta, mai ți se întoarce familia de acasă și auzi că vorbești cu el, am trecut de Buda pe ăsta. Bam! Și nu mai răspunde la telefon pe veci. Înțelegeți? Sunt o groază de chestii care ăstea nu se întâmpla dacă țara asta nu era furată și nu era vândută. Deci prima dată eu am zis că ălea de mină s-au vândut. Dar nu e adevărat. Prima dată o da voie să se vândă copiii. Înțelegeți? Eu oricum ca să-i crească și le-au luat organile. Deci care nu mai aveți legătură cu copiii voștri. Eu mai dat ăștia la televizor, eu oricum ca s-au întâlnit după atâția ani ca să mai amelioreze situația.
Dar să știți că copiii voștri zace ăștia care i-ați vândut, care nu mai știți nimic ei. Tot aveți treabă cu dinții mei. Și-a călea să vede câtă ură și dușmanie în voi. Parcă nu mi-aș ști clipurile. De ce nu mi-am pus... Trebuie să-mi pun dinții, da? M-a ajutat să-mi pun dinții. Mă costă 12.000 de euro, dantura. Coapte. M-a ajutat, donați? Nu. Donați 12.000 de euro să-mi pun dinții. A? Nu o să văd acum. Voi ăștia care ziceți da. Uite, eu mi-i pun forțat pentru voi. O să trec peste frică, o să trec peste ăla, o să-mi dai 20.000 de injecții. Da. Nu, mami! Lasă pătrunjelul acolo. Lasă cotoarele de pătrunjel acolo. Hai, mă, ce ar trebui să mă duc jos și să-i dau tăcu pătrunjel. Tu știi ce-am făcut acolo tu? O rup din, băi, ca să vei, o rup din frunzele de pătrunjel, mă. Cât e o legătură din aia? Un leu, doi lei? O rup mai din frunzele de pătrunjel, mă. Lasă să vedeți. Magazinile de la bloc. Puneți-le impozite, că-s cei mai mari hoți. Au prețuri triple de magazinele mari. Triple. Tocana stă și fâlpâiește. Băi, fraților, special Niculescu ăla, dacă vrei să faci ceva serios, fă ceva serios. Nu că voi care n-aveți de lucru, de muncă, care sunteți săraci, veniți la mine și vă învăț cum să deveniți. Măi, Trump, din vrăjală, n-ai să înveți pe nimeni. Ca să devii bogat, îți trebuie un capital. Sau tu te-ai referit la aia care au capital? Ha? De manglitori din ăștia. Însă tu, eu cunosc. Manglitori din ăștia care urmărește pe unul care și-a vândut apartamentul, care și-a vândut pământul și pe lângă el toată ziua. El e, ăla e și-i plătește sucuri, cafele, pizza, restaurant și din alea. Casă și pe ăsta care și-a vândut lucru, obiectul, nu scoate nici 5 bani. Ăla-l e. Și ziceam un punct. Tu faci parte dintre ăștia? Păi poți tu să duci un om care nu are capital, un om care nu are școala necesară pentru a, știu eu, o contabilitate, o ceva, ca să ăsta, o meserie expertă, poți tu să-l ridici? Ce dracu, mă, din vrăjeală, mă? Pă cine prostești tu, mă? Ha? Pă cine prostești tu, mă? Mă lasă ușor, mă, cu chestiile astea. Dacă într-adevăr vrei să faci ceva, văd că te dai mare că ai capital, ia deschide o întreprindere, o fabrică. Și angajează oamenii, mă. Nu cum spui tu, băi, stați acasă pe părinții, pe spatele părinților, în loc să mergeți să munciți pe 12 milioane. Ce dă-le că 12 milioane sunt puțin? Da, mă, sunt puțin, mă. Să te trezești tu la 6 dimineața sau 7, să mergi să rabotezi și să vii înapoi acasă, să-ți cumperi bilet de troleu, să-ți cumperi un pachet de țigări, să-ți cumperi mâncare, trebuie să mai pui din buzunar, mă. Și atunci ce ai făcut? Muncă patriotică? Da? Sunt de acord. Dacă ai părinții bolnavi, dacă ai părinții neputincioși și tu ești în floarea vârstei, să-ți găsești cazilier, dar școala să nu s-o lași. Să mergi să lucri, să câștigi un, știu eu, 5-10 mii de lei pe lună. E un ajutor, un beneficiu foarte mare. Dar așa, păi dacă tata și mama poate să mă întrețină. Eu nu mă duc slugă, mă, la nimeni, mă, pe bani de 2 lei. Că vreți salarii, auziți, băi, oameni, ce zice ăsta Niculescu, că vreți salarii mari, trebuie să munciți. Păi tu ce faci, mă, indoctrinezi sclavagismul, mă? Trebuie să muncești câțiva ani pe salariul ăla
și după aceea îți va crește salarul. Bă, tu îndoctrinezi prostia și sclavagismul, mă? Hă? Bă, lasă-ne că suntem sătui de-a noastre. Suntem sătui, vezi, Leana, că sună. Suntem sătui de-a noastre, mă. Vii tu cu prosteala ta. Nu știu cine te-o... Nu știu cine te-o ăsta pe tine. Nu știu. Înțelegi că am văzut că ai și vreo 200 de mii de urmăritori? Înțelegi? Da, televiziunile. Ai mers tu acolo și la Exatron să îți dai cu părerea? Bă, băiatule, lasă prosteala și cu Exatronul. Acolo știți destul de bine, domnilor, că au fost. Eu vă spun. Unde îi? Cum e acum? România au talent. Ce mai este? Aia unde cântă? X-Factor. Știu eu, uite, Exatronul sau au mai fost ceva emisiuni unde ăsta au participat la emisiuni și le-au câștigat. Băiatul ăsta, n-am treabă cu el. Ăstea îs cu 2 ani înainte regizate, ce să se întâmple și cine să iaie banul, mă? Măi, ascultați ce vă spune Nelson. Și ca să iei banul ăla, trebuie să semnezi niște contracte pe viitor, să fii de acord cu ei. Înțelegi? Cum o zis Liana, ăsta va prinde un post între... Post sau emisiunii de tu? Nu știi, Doamne, ca română. Să zici din ce puii din 5 martie s-au făcut de trichile 1 și găinile care le cumperi din păsate cu zoli să fai de trichile în 4 ani. Deci tinule... Nu că tinule, că eu... În primul rând te salut! Da. Eu îți dau rezultatul. În primul rând te salut, Serus Adina. În al doilea rând, ia spune-mi tu mie, pe timpurile noastre, copiii, noi, la vârsta noastră, ce înălțime și ce greutate avem? Stai să-ți dau rezultatul la aia, lasă ce înălțime. Mă, tu lasă-mă că rezultatul ăsta. Uită-te că copilul meu m-a depășit în înălțime. Aia, da. Uită-te că fetele de 15 ani, te uiți la ele și zici că au 25 de ani. De te dai la ele și ele zice, da, într-adevăr, atâta am și te bagă direct la pedofilie. Alimentația. Care alimentația provine din mâncărurile care se bagă în comerț, injectabilele. Deci, domnul Milo. Deci, domnul... Patrona? Salută, prietenii, pe Facebook. Salut, Facebook. Așa. Deci, domnul... Tinu, vezi că de o oră jumate filmez. Auzi. Să nu mă întrerupe aiurea emisiunea. Eu am făcut școala de fermieri. Așa. Și am avut un profesor, se numește Puiosi, care a fost directorul... Hai lângă mine! Hai că spui eu de ce, că bat eu sorile acolo și am întors. A fost directorul la Direcția Agricolă, nu știu câți ani de zile, după pensionare, în prima serie, acum vreo 15 ani, am făcut școală de fermier. Dă-mi și mie, pahar, Iana. Și ne-a predat acolo... Deci nu la vacă și la găină, nu se dă de mâncare numai că le dai de mâncare. Dacă ai cucuruz, le dai cucuruz, dacă nu le dai tărâță, așa. Trebuie făcut... Măi, tinule, zi, nu zi. Zi, nu că el crede că eu l-acuz pe el. Dar nu l-întrebe. Trebuie dat să mânci, de ce? Și mie una. Are nevoie. Proteine, de tot. Bun. Acum eu te întreb pe tine, eu pui întrebările. Da. Porumbul e bun? E bun. E bun. Floarea de soare bună? E bună. Tărâța din grâu numai tărâța e bună. Făina e... 10. 2 lei. 2 lei. Orzul e bun? E bun. Are proprietățile lui. Ovăsul are proprietățile lui. Nu le am cu astea, bun. Tu le ai cu astea. Soia e bună? E bună. E bună. Șlotul de soia. Și noi facem un amestec. Iară să lasă și așa acolo, lasă așa deschisă. Anul trecut am luat pui și m-am dus că nu mi se fac pui.
ce le dai de mâncare? Porumb. Nu le mai da porumb. Și mi-a dat o rețetă în care să bag porumb, cărâțe, ovăz, orz, șloc de soia, floare de soare. Fii atent. 6 produse. Pune un le-am măcinat pune un par de jinaș la tine. Le-am măcinat tăchii la oaltă și-o da rezultat la puiește, care îi fac în 2 luni. Fără medicamente, injecții, chimicale sau ce vrei tu. Ți-am zis că omul pune vina pe... Stai așa, adă un platou și adă o găină aici să le arăt în direct. La sigur. Ți-am zis că omul pune... Doamna Leana. Ți-am zis că omul pune vina pe mine, Iuria. Da, nu l-aș să zică la întrerupt. Mi s-a ghetat produsul ăsta din care ți-l spui. Da. Și-am măcinat într-o zi numai făină de porumb. Și le-am dat numai porumb și nu am mâncat pui toată ziua. Deci, măi, omule. Băi, omule. Uite-te, eu acum am făcut. Dar tu mânci numai o mâncare? Nu. Te lasă-mă să zic, că mâncă, tu nu mai înțeleg nimic la telefon. Nu mâncă tu numai tăile mea. Să vedem, nu mori. Apoi zici... A, păi, nu, păi eu n-am mâncat... Telemea ca asta, pe-am mâncat cu lebeniță, mă, ce mi-o ăsta, mi-ai... Păi ai zis, păi eu fără chiț nu pot. Nu pot. Nu pot. Nu. Amețesc. Amețesc și nu văd bine. Deci, băi, tinule, da, tu nu ai ascultat bine ce zic eu. Eu n-am zis că tu bagi în mâncăruri și în ele prostii. Eu am zis că puiul ăla atunci, de când îi... De când ai cumpărat puii ăia mici, ăia îs executați de acolo, mă. Da, cu vaccinurile pentru, pentru. Eu ce zic? Ăia se executa. Acum, acum nu mai îs o ieșit aia, pentru că eu le-am dat, nu le-am mai dat nimica concentrat și din ăla. Tu crezi că când îți dă un vaccin din ăla, pe mie mi-au făcut vaccin la vârsta de 7 ani sau la câți mi-au făcut, ca să-l am pe toată viața. Acum asta să zic. Păi măi omule, măi, numai că am făcut tatuaj pe... Păi eu am o cicatrice așa în ea de la vaccinul ăla, mă. E să nu-mi spui că puiul care îl ții eu e egal cu ăla care îl ții ei acolo. Nu, dar nu mă omule, eu am zis altceva, tu nici nu, nu mă înțelegi, dă-i un pachet. Da, te înțeleg, te înțeleg pentru că oamenii din trecut nu vaccinau nici sub o formă. Nu. Mama bună, vedeam cum le aruncă ea să-mi ia cucurul, ea, eu îi făceam cu coceni, așa, fărma și el arunca ea așa și le arunca și ghinele cu zahăr. Înțelegi? Deci eu n-am zis că tu le dai, mă, omule, eu am zis că tătii, că ea de momentul de când i-ai luat de acolo, i-ați vaccinați. Unul la mână. Deci abia zicem noi că mâncăm o roșie din grădină ca și... Îți de acord cu tine cu vaccinatul, îți de acord. Dar uite, eu pe mâncarea mea, până nu m-am dus la asta și mi-au spus să le bag toate produsele astea într-unul singur, da, nu mi s-au făcut, așa vaccinați. În momentul când am băgat porumb, soia, șloc de floare, floare de toate acolo, am făcut furajul respectiv. Bă, tinule, ca să chem situația. De 5 kg. Porumbul, când mere oamenii cu avionul sau cu din ăla și aruncă păstie din ăla. Păsta nouă, nu? Îngrășământul din ce îi? Să zic, o, ăștia la Transavia au tăi erbicida cu elicopterul și amunii s-au prăbușit. Elicopterul? Băi, da, în turnă. No. Pe când el cipitește... Că l-au jurat ăia oamenii. L-au jurat oamenii. Cum, mă, omule, mă, pe, ei aruncă pe ăstea? N-ai văzut? Mă, cireșele, merile, perile, când mai de mult pe timpurile noastre aveau jerbi. De acum se stropește și nu se mai face vierme. Că moare omida. Ai văzut? Mama. Ai văzut, omida. Mama omida. Păi mă, așa le faci și tu, dar asta nu face bine. Auzi aici. Asta nu face eu bine Eu în lumea asta în care trăim caut să fac cât pot mai natural. Eu am acum zis, altceva nu am ce să fac. Eu am zis, măi omule, că întreau pe Liana. Mie, dacă nu-mi place o carne, eu nu mai mânc carnea aia pe din la loc, din locul ăla. Înțelegi? Deci eu așa îs, nu că ăsta. Serios. Dar îți spun, tu ai înțeles greșit. Eu nu am zis că tu le bagi injecțiile. Să-ți pui, injecțiile le-au băgat ăia sau ce le-au dat în mâncare de atunci de mii sau știu eu.
Plătinule, mă, păi pui ou, trece ou pe acolo, trece până din astea, iasă puiul. Am văzut și de vaci, că acolo mă uit, că rest nu mă interesează. Au niște aparatură în care îi spune, are un chip care citește la vacă și îi dă de mâncare ce mai trebuie de mâncare. Nu, nu. No. Deja... Bă, dacă la vaci deja a început cu chipurile și după chip îi dă de mâncare, stați să vedeți pe noi ce urmează cu chipurile. Stați că vedeți voi de nu cântați ca și asta pocăita. Chip, 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 Florea albă de epic. Ai văzut ce-a făcut ăla la televizor cu carnea? Nu. O mărs omul cumpăra carne, o mărs acasă, i-o dat la nevastă să se facă șnițele sau ce ăsta și zic fume și mirosea ariel, perlant, din alea. Da, mă, așa le trebuie. Și-o mărs cu ce-a făcut? O spălat carnea, mă. Și nu l-a împăzut-o bine, a făcut economie de apă. Nu l-a împăzut-o bine și-o mărs omul l-a dat la televizor. Păi stai, că trebuie să închizi camera, să-ți explic. Da, explică că nu închizi, că tai jos. Dar nu poți să-ți explic. Eu tai jos de acolo. Liniștit. Noi, oameni, avem un secret cu Tinu și trebuie să fie tata. Mai stați, domnul Tinu? Nu sunteți grăbit, domnul Tinu. Pă Dina nu întreb, că Dina nu s-ar mai ridica de acolo. E tata, oierul, ei, oierul e oier și băcița e băciță. După cum îl vedeți, își face datoria de cotcodăcit și pentru că era pe terminate, Tinu Rus mi-a adus ars totoși. Ars totoși. Ia uitați-vă. Pintenatul. Ia uitați-l pintenatul. Totoșul. Acolo e tătătătătăt cu măruntaie, cu tătătăt. Un totoș. Măruntaile să-i Juliana, măruntaile să le pui tăte la un loc. Încă un totuș. Ăsta-i mai mare. Ăsta-i mai mare, mă mâncava așa. Ăsta-a fost pinchenat ca... Ui, eu pica măruntaile. Ăsta-a fost pinchenat bine. Ia uitați-l, nealcoș, nealcoș, cu aripile, cu tătătăt. No, pot să fac eu cucurii cu boieri mari, uite-vă în gură țigani. Așa. O să pun aici. Cum le face Liana. Yo 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 yo. Facea mama câte o leveșă pe picioare și pe gâturi în vremurile alea. Aici avem un pic de caș de oaie. Nu-i caș de oaie, am uitat cum zice. Telemea pentru plăcinte, brânză. Caș. Na, ava la cât e, tata. Ava la cât e, tata. A? Iară să merg să iei pătrunjel, că din ciotile astea nu le-ar ajuta Dumnezeu să nu le ajute de hoț și criminal ce îți iei. N-am ce să fac, niciodată. Alea. Aici trebuie cel puțin două legături de pătrunjel. Și acum să continuăm.
Deci, prietenilor, cum v-am spus, am fost un pic ăsta că a venit Tinu, plus că a fost și o familie pentru noi. A venit Tinu cu Adina, am stat la povești, am băut câte un cafea. Deci, noi oameni, să fim înțeleși pentru viitor. Lăsați prostiile la o parte și nu puneți botul la tot ce vedeți pe Facebook, la toți instigatorii ăștia plătiți de anumite partide și de anumite, știu eu, televiziuni, să vă ducă în eroare. Băiatul ăsta, după mine, are un vocabular foarte deștept, merge mintea, eu cred că participă la lecțiile care le dă astea comerciale, anumite, știu eu, secții, cum să le zic, comerciale, unde îi învață pe ăștia de, știu eu, vine și îți bate pe la portă sau pe la televizor, doar cu un credit, doar cu buletinul îți dai un credit, știu eu, alte chestii din astea, înțelegi? Deci îți manglitori să te ducă în cap, să te nenorocească de tot. Ce ești tu nenorocit? Ei te bagă zălog, înțelegeți? Deci voi, băiatule, ca încheiere, Niculescule, ca încheiere, o să poți da lecții de viață după ce vei avea o familie, ai trecut prin greutăți, cunoști ce sale greutăți, cunoști ce e bine, ce e rău, nu ce ai auzit tu de la unul și de la altul și ce te învață ea să dai tu să prostești lumea. Lasă-o ușor, lasă-o ușor, deși știu că nu o să mă bage în seamă, că asta e meseria lui, de acolo își ia banul. Înțelegeți voi, mai oameni. Dar sper ca voi să băgați la cap, că dacă nu, cum am zis, de nu deschizi ochii, deschizi gura. Au! De nu bagi la cap, bagi la cură. Să ne înțelegem. Înțelegeți? Că zici, băi, eu am tras pe brânci, de-am hemoroiza, mă, du-te, mă, du-te, mă, și du-te la doctor. Nu ne spune nouă ce ai tu. Du-te la doctor, lasă-mă angleala asta. Prietenilor, după cum vedeți, cotana de totuș e gata. Oprim focul, punem pătrunjelul ce-am putut alege, tă-tă-tă-tă-tă, ca și săracii. Așa, carnea fiartă, dacă nu este, dă-i pace. Eu nu fac cu lapte, cu smântână, cu făină, am făcut-o în zoftul ei. Am făcut-o în zoftul ei. Luni mă duc la metro și cumpăr 700 de borcane de astea. Iară. Am făcut-o în zoftul ei. Înțelegeți voi cum stă treaba? Acum urmează mămăliga. Face-o cu nașa mămăliga, ia uitați-o aici. Iară pune, adă capacul ăla. Îi punem aburii să dea rânduiala bună, deci în aburi, în aburi. Și până ce face o conașa mămăliga, continuăm, nimic pe aici, nicio mișcare, continuăm ultimul subiect. Ultimul subiect care e foarte greu. Cine mă deranjează să nu șie boc? Aoleu! Iei bocă la sfârche cu totul. Misiunea mă ți-a lucit tot. Da?
Auzi, bă, frizărița, manicurista mi-aduce tort. Da, să vedem cum e tortul. Tortul trebuie să fie impresionant. N-aruncă și clasa. Du-te că s-a blocat în lift. Serus. Ce mi-ai adus acolo? Da? De care? Da. La tocană de tătoș cu mămăligă, cu dădăligă. Merge tortule, să viem de care-i. Să nu umpune. Sper că nu îmi puneți ceva până mâncare. Da, mă pudră. Da? Ca să nu se simtă. Nu, da, acum să mânc, că trebuie să mânc tocană. Și apoi, că își trebuie. Îmi trebuie la frigider. Cu totolată, cu ananas, cu căpșuni și mai multe ingrediente bune. Bagă-l în frigider. Deci, noi, oameni, să ne continuăm pasajul care îl avem. Eu sunt pasaje. Ultimul subiect, până-i gata mămăliga, de-a uitați-l, că e și dat la televizor. Înțelegeți? Ultimul subiect e cine nimeni altul decât Ilie Năstase. Ei, oameni, auziți aici? Sunt persoane grele de care nu poți să-ți permiți să vorbești aiurea. Nu de frică, ci din respectul care l-au făcut omul ăsta pentru țară sau alți oameni de talia lui. Să nu uităm că a fost tenismen care ne-a dus țara numele tot, apoi că ce-a făcut el, câte moieri au avut el și ele, aia e treaba lui, că fiecare are câte poate. Poate altul are două, dar bune. Înțelegi? Deci, fiți atenți aici. Tu dar când s-o despărțit Ilie Năstase de nevastă sa aia lui? Ha? Nu, de Brigitte. Brigitte a fost... a fost bandită. Brigitte a fost bandită. Păi ați văzut că oamenii, unii o dă în patima alcoolului, alții în patima jocurilor, alții... Dar ăia sunt oamenii ăia slabi. Sunt oamenii ăia slabi. Care... nu au pierdut în viața lor nimic. Nu că au fost prea deștepți. Că așa le-a fost afacerea, sau știu eu. Și când au pierdut odată, odat disperarea ei. Deci când zic pierdut în viața lor, înseamnă să pierdut, nu? Ți-ai pierdut o familie, ți-ai pierdut banii, ți-ai pierdut o știu eu ce, înțeleg, nu că alte chestii. Și atunci omul, când pierde o femeie și e disperat, femeia aia a fost foarte, foarte deșteaptă și foarte bandită. Aia a știut să-l iei, să-l sucească, să-l perpelească și până la ea alta de genul ăla nu mai avut. Înțelegeți voi? Și atunci omul e distras de atenție.
omul e distras de atenție. Deci eu vă spun 100 la milion. În momentul ăsta mă desparg de botul, în secunda 2 am altă muiere. Am altă muiere fără discuție. Nu că băutură, jocuri și din ele. În momentul 2 am altă muiere și zvâr, salut, popor. Cu mine nu merge cu din astea. Înțelegeți cum stă treaba. Dar alții care slabi, potențial de inger, deși ăsta arată că e bărbat care e capabil și ăsta, dar uite-te că până la urmă și stânca se sfărâmă. Fierul rujinește, înțelegeți? Deci, e drept că de la vorbă până la fapte, dar Nelson nu-i problemă. Nelson bandit. Bot, am dreptate sau n-am? Pot să mă despar de tine în orice secundă, ca a doua secundă a muiere. Păi și atunci ce să mai tot discutăm aiurea în tramvai? Înțelegi? Deci, domnilor, când o femeie apucă să pună talpa pe tine să te conducă, înseamnă că tu ești sugaci. Nici nu se discută. Astăzi am stat în fața blocului și am văzut doi tineri, treceau de mână, pe lângă mine, într-atâta erau de infiltrați în discuția lor, că nici nu m-au observat. Și aia i-o zis, aia avea numai un metru 20 și la 1,80 m. I-o zis la ăla, ai înțeles? De astăzi așa rămâne cum am spus. Și ăla a zis, da, am înțeles. Ei, deci îți dai seama că acolo a fost o chestie interesantă. Ei, oameni, când zice o femeie către tine, băi, de azi așa, poți să îți cauți alta. Numai dacă ești sugaci. Dacă ești sugaci, stai pe curul tău. Ce-i? N-am dreptate? Ha? Ce nu am bot? Vezi, nu comenta bot. Una ai dreptate. Ce-i? Auzi numai ce vrei. Aha, aia da. Corect. Aia da. Nelson bandit. Și atunci omul ăsta nu că ar face greșelile astea, dar e buiga, e nervos, e, nu mai știe de el, e zăpăcit. Înțelegeți? E zăpăcit, nu mai știe de el. Înțelegi? Ei, nu zi, o femeie, bă, omule, mă, pe când vreodată ai tu 60 de ani și zi, o muieră de 30 de ani? Dar ce să-i faci tu la aia? A, să ieși în public să te dai grande, că în rest, știi ce? Nii. Tu nu mă pircălești, ăla mere și... Bine, mă, nici nu se discută astea. Nici nu se discută. Să lăsăm deoparte... maratonile și alte fiole de știu eu ce. Lăsați-le, măi. Acolo e altceva. Când e sex, e sex. Când e dragoste, e dragoste. Alo, să ne înțelegem. Bot, am dreptate. Tu nu vorbi la mișto. Nu, no, mă. Păi, dar nu vorbi la mișto. Tăgeauna și tu ce uiți la mine când zic. Păi, dar așa îi, băi, oameni. Așa îi. Înțelegeți? Nu vezi? Mai văd și câte o bătrână din aia, cum a fost aia care... Siria aia, sau cum o tema, care a murit, îl avea pe ăla tânărul ăla. Alo, ce să faci cu... Da, o diferență de 10 ani, hai și 15, nu-i problemă, dar deja când îți 20-30, cucu. Cucu, vă amintiți clipul cu bulangiul din pușcărie? Cucu face... Toți căcărăze. Înțelegeți? Bun. Prietenilor, deci nu-i de vină omul, nu-i băgăm de vină la om. Asta se întâmplă la oricine. Numai că ar trebui, pentru că e persoană publică, și vedeți că la noi în țară, la noi în țară nu există, nu mai există cuvântul respect într-adevărul sens al cuvântului. Acum când te respectă,
te respectă de frică. Când zice că te respectă, te respectă de frică sau... No, îs copii ăștia care pe Facebook respectă, ăștia încă-s copii. V-am zis, tineretul ăsta încă e cu inima curată, n-a trecut prin probleme grave și ăstea ca să știe ce-i mârșăvia. Dar respectul nu-i mai. Înțelegi? V-a spus, respectul e atunci când... Băi, ce-a fost omul ăsta în viață? Ăsta a fost, da. Acum ce-i? Acum e nimeni. Dar îl respectăm pentru ce a fost. Serios, pentru ce a fost. Nu stai să mânci tocană. Nu, nu vrea. Te-ai speriat de undile mele? Păi dacă n-ai mai venit. Păi dacă zici că tu nu mi le tai, că le pilești, că dacă le tai nu știu ce diabet și din ele. Înțelegeți? Prietenilor, cam așa stă treaba. Deci, dacă omul în viață a fost cineva și între timp, așa a fost soarta, să decadă, nu trebuie de aia cu de boschetar. Băi, omul ăsta a făcut, respect, ce respect? Bă, să trăiți, salut. Mai întins un 10 lei, lui rușie să iei. Înțelegi? De idei forțat. Eu am persoane din astea care când îi văd și știu că îs, că îi văd. După cum îs echipați, după cum arată, dorme pe, știu pe unde apuc. I-am 30 de lei, 10 îi dau lui. Sau 20. Nu, Nelson, iei mă, mă, mi-e rușine, mă, nu-ți fie rușine, mă, nu-ți fie rușine. Mandea, George, nu, mă sună Mandea. Mandea îs ocupat acum, îs ocupat. Înțelegeți? Cam asta e problema. Deci omul îi derutat total. Femeia o știu să-l sucească, să-l întoarcă, să figure. Și vedeți că la o chestie din asta, eu v-am spus, monotonia e nenorocire în familie. Monotonia e nenorocire în familie. Înțelegeți? E nenorocire în familie. Trebuie puțină agresivitate, așa, 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 așa și altcumva. Bine, toate calculate cu cap, cu din alea. Mamaliga e gata. Chioveși. Chioveși, ce să ne facă? Bombardierule! Fierbe bine. Să fie tare. Cotana e pe sistem. Să vede și bine arată în blid. Ajunge, punem zoft. Așa. Îț. Mai punem un pic de zoft. Mai, stai, lasă la mine. Tot atâta le iei și le tipăiești. Bucata asta. Așa. La oconașul pune-i tu. Îți pui o oconaș. Da. Chept de alea figuri? Da. Ciuntul optica de acolo. Ah, oconaș. Mama liga e acolo, după cum o vedeți. Fiule, treci. Treci, că masa e compusă. Vinul de la masă nu lipsește. Bem din ăsta, e foarte bun. E extraordinar. Îl pun tot să nu mai pun de două ori. Clasă! Dă-i clasă! Păi iei numai un pic de mămăligă de pe margină. Nu vreau să-mi stric papirele, să... cumva să nu mai simt. Deci ați văzut, bă, tocana în zoftul ei. Nu adaugi de ăsta de... Ia uitați-o. Deja am apă în gură. Arde. Bă, de nu-i bat, pătăți bucătarii bat. Pătăți bucătarii.
Nu sunteți voi mai bandiți ca mine, alo, să ne înțelege. Pătrăți bucătarii, bat. Ia sugaș că te spargă. Arde. Nu arde. Băi, dezgust fenomenal. Fenomenal. Să mă urmă dacă vă mii. Gust fenomenal. Ai, ai, trebuia tu să primești telefon să slujești. Nu pot el fără telefonia. Carnea pe măsura dinților mei. Bă, e pe margine. Întinde bine în zof. Nu te mai așa să ia mămăliga, mă. E pe margine. Nu e de la mijloc. Ui! Degeaba că-s profesor. Îs profesor. N-am pus usturoi. Bun. N-am pus usturoi. Pe ăsta, după ce mânci un blic de tocană din asta, de nu faci cu curigul două ore să mor eu. A? Sărată, tipărată, cum trebuie? Nu mai trebuie nimic. Păi, chițul îi pierd bine. Da. Dacă s-o pătrus aromele. Aromele din cocoș. Nu. Și suc. Nimic altceva. Aromile din totuși. Eu v-am zis, un bucătar perfect trebuie să pună în mâncare sare tiper. Bine că vine el la anticoanason stelat, am eu înțelegele deja specialită. Dar mâncărurile tradiționale românești, astea îți băi. Mai pui câte o lobodă, câte o ștevie, câte un pătrunjel, depinde de fasole, ce lui. Înțelegi? Mărar, cimbru. În tocană sare și tipezi. Cine mai vrea, pune și un pic de boia. Pune. Da? Să nu-mi ajute Dumnezeu dacă ar fi aici, nu m-am s-o gustat, a zice, Nelson, 100 de euro, pune și-mi un blic. Dar eu dau gratis. Cumpărați cu voi cocoșul, eu-l fac și dau gratis. Cocoș de casă, de la Tino Rus. Ați văzut? Ăia doi cocoș. Îmi place să mânc cocoșul, că ăsta e bombardier. Cocoșul. Găina frecată de cocoș, ăsta tot așa, pe ce fac? Înțelegeți? Mulțumesc pentru vizionare. E tata. Avala. Ocolaș? Avala, bombardier. Botul meu? Nu știu. Canalul tău YouTube. Nu știi nimic. Botul tău căuta de lucru pe acolo, pe lângă ăla, ca să nu ăsta, înțelegi? Pe ce opresc bine și mâncă. Dacă îmi doi eu și-o izdeți de tăți păreți, să vedeți numai cum așa. Cum mănânc o fierbinte? E fierbinte, mă? Nu. Da, nu. Nu, e moderat. Cum mă sărăcești, îmi fac treaba. Ia uitați tocana. Așa, ce? Să vedem tocană. Nu, să vedem. Fii atentă dacă minți, îți dau și ecusonul de pe timp și îl bag la manetă. Păi oricum și dacă nu-i bună, tu știi că eu întotdeauna zic că e bună. Nu întotdeauna, tu ce-mi tragi mie în țignale să zic și la tine așa? Eu vreau să te inițiez în arta culinară. Respect pentru bucătar. Eu vreau să te inițiez.
în arta culinară. Ai înțeles? Pe cum? Păi cum mai ală să-i înțeleg? Eu știu ce fac. Să mă urmă dacă nu. Botu! Ocolași, mânci la restaurant? Când e făcută de altcineva. E și mai bună. Mânci la restaurant așa ceva? Nu. Păi nu, vezi, nici nu iasă solniță pe masă. Tieta ta vă pupă, avola.